Salutare, salutare, dragi prieteni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta o jucărie, adică, din punctul meu de vedere, cea mai economică cameră pentru vlog. Sony 5100. De ce am cumpărat-o în 2023? Pentru că pronto, adică te vezi în timp ce filmezi. Nu uitați să vă înscrieți la canalul meu de YouTube. Un like, un comentariu mă ajută foarte mult. Și în 2023 voi publica foarte multe videouri, nu despre aparatură, despre unboxing-uri și de astea, ma despre autorlotă, cum voi face autorlotă de la A la Z, despre energie liberă, instalație cu panouri solare, chestii, trestii, veți vedea voi. Eu sunt posesor de alte aparate Sony, A7 III, A7 R3, A7S, care folosesc aceeași montură, adică au același E-mount, adică pot folosi mai multe obiective pe acest aparat. Chiar dacă este de vlog. Este un aparat economic, am dat 250 de euro pe el, nou. Este un aparat din 2014, dacă nu greșesc, filmează în Full HD 50 progresiv. Deci să nu vă așteptați la un 4K sau cei care aveți un canal mai mare de YouTube, vă permiteți să luați un super, super aparat, adică unul care să poată să aibă mai multe prestații. Ăsta este pentru cine începe. Deci, cel mai economic din punctul meu de vedere și cred că cel mai avantajos. Pe lângă alte minusuri, un alt minus este că nu are intrare pentru microfon. Așa că dacă tu vrei să ai un audio de calitate, trebuie să folosești, stai așa prin de la pe aici, exact. Am cumpărat acum de curând aceste Go 2 pentru a putea folosi cu un lavalier. Deci un aparat care mai mult de 1000 de ISO, nu vă sugerez să ridicați pentru că după aia este un video cam nu prea ok. Dar pentru a face vloguri, pentru alo pronto, micuț, uitați-vă cât e palma mea, este foarte, foarte ok. Îl pui în buzunar, este mai mic ca telefonul, uitați-vă și voi, față de telefon. Este foarte comod și te ajută să filmezi fără să fii observat. Bineînțeles, cei care aveți telefoanele mai performante, iPhone-uri, eu l-am cumpărat pentru că am mai multe obiective care le folosesc. Cred că astea două le voi folosi cel mai mult. Este un 35-1.8 și un 50-2.5. Un F2.5. Care îl vor ajuta să dea o calitate mai bună la video. Să-l pun la test. Este primul video care îl înregistrez. I-am pus memorie. Încă nu i-am făcut setările din meniu. Le veți vedea pas cu pas. După care îl voi pune pe acest tripod la Manfrotto. Vom vedea diferența de calitate video între Sony A7 III, care filmează în acest moment, și acest 5100. Îl deschid odată cu voi. Îi voi pune data. Voi merge în meniu. Salvăm. Nu este setată. Eu setăm noi acum. Astăzi suntem în data de 26 februarie. 02-2023. Reintrăm în meniu. Mod. Eu îl dau pe video. Manual. În modul ăsta fac eu toate setările. Pun eu toți parametrii de care am nevoie. Ok. Imagine. O las la 24. Aspect 3.2. Perfect. Aici dacă dăm pe foto, ne va da calitatea la imagine, la fotografie. Dar eu acum l-am pe video. Ok, formatul îmi spune că memoria mea nu suportă acest format, așa că voi lăsa din nou și voi încerca să vă da perfect. Voi merge pe 50 progresiv. Îmi zice de video că nu e compatibil. Nu este nicio problemă. Dăm înainte. Este pe multe, eu îl pun pe centru să îmi iau autofocusul, creativ, standard. Aici dacă doriți anumit tip de efecte, video, portret, tot așa, lăsăm standard, așa, auto view, îi dau să văd fotografia 5 secunde, limba engleză, are italiană, zic dacă are română. N-are mă română, lăsăm în engleză. Data și timpul l-am pus. Formatăm și noi memoria. Ce vreau să schimb eu? Ascultați.
acest sunet, să vedem de unde îl putem scoate. La ultima, aici pe această servetă, mergem audio semnal. Dacă vă este frică pentru început că nu ați dat rec sau vreți să auziți semnalul, puteți să-ți lăsați activat această opțiune aici, da? Aici sus are pentru blitz, chestii care mie nu-mi trebuie. Un mare dezavantaj la acest aparat este dacă tu faci video și vrei să faci foto, trebuie să intri în meniu, să dai setări, shoot mode și de aici să te duci pe manual, adică pe fotografie, da? În momentul când faci fotografie, dacă vrei să treci pe video, trebuie să vii înapoi în meniu, să dai în sus, să dai pe video și în modul ăsta vei face video. Eu acum vei da pe foto, shooter, ok, dăm în jos o dată și apăsăm. Ok, mai apăsăm o dată. Aici avem mărimea la fotografie și calitatea. Eu le voi face în RAV, bineînțeles aveți RAV plus JPEG, fine care este JPEG-ul, adică mai de calitate, și dacă doriți o fotografie care să faceți mii de fotografii, știu, cu o memorie de 64 de gigabyte, puteți lăsa standard. Eu o să le fac în RAV, bineînțeles din RAV trebuie prelucrate printr-un program de editare foto pentru a putea fi trimise sau văzute pe alte device-uri, pe alte dispozitive. Ce format punem la acest Sony 5100? Eu folosesc acest format AVCAD pentru că memoria care o am acum în dotare nu îmi permite acest format, dar dăm înapoi aici, ok, și 50p. Asta este care, adică progresiv, este modul de a filma, eu așa filmez și la evenimente. Ok, confirmăm modul la fotografie. Îl avem deci singur, sau bineînțeles dacă vreți să faceți o rafică, nu știu cât face o rafică, câte fotografii face pe secundă. Și aveți aici low, high, aici dacă doriți să facă fotografiile la 10 secunde, la 3 secunde, la deci alte care nu cred că este chiar atât de performant acest aparat. Dar mergem în continuare. Lăs cam totul așa cum este el setat. White balance-ul automat, deci nu-i fac prea multe setări. Zebra off, nu-mi trebuie zebra. I-am pus aici auto-review la 5 secunde. El normal este la 2 secunde, dar i-am pus la 5 pentru a vedea o fotografie 5 secunde. Dacă nu vreau să vă aștept alea 5 secunde să văd fotografia sau să o arăt la alții, în momentul când am apăsat puțin, am atins acest buton de la shutter, imediat îmi apare din nou display-ul. Acest aparat foto nu are monitor de la micuț pentru a vedea. Deci tot ce vedeți voi este doar prin display-ul lui. Pentru mine cel mai important pe foto este să, după cum vedeți aici, este foarte ușor să dai o dată de rotiță, să duci de pe foto pe video. Intrăm aici, pentru mine este foarte important să fac fotografii în RAV, pentru că voi avea mai multe informații în fotografie. Iar așa aici ca aspect, un 3.2 și nu 16.9. Cam astea ar fi setările pe foto, acum să dăm pe video. Pentru a schimba timpul și diafragma, apăsați în jos aici și schimbați timpul. Eu la video îl folosesc de 50, apăs în jos și cu diafragmă de 4. Apăsați butonul ăsta în jos, dacă doriți să schimbați valorile la diafragmă, eu îl las la 4, cam astea sunt valorile care le folosesc eu la diafragmă. Mai apăsând odată, mergeți pe valorile de la timp. Eu cam astea sunt valorile care le folosesc. 1 pe 50 la timp, F4 și la ISO apăs în partea asta aici și îi dau ISO câtă lumină am nevoie. Încercați să nu depășiți 1600, 2000 cred că deja este prea mult, deși el merge până la 12.000, dar veți avea o imagine care nu veți face nimica și posibil să fost într-un loc super ok și păcat. Vă sugerez să ajungeți cu un ISO până la 1000, cred că ar fi o imagine foarte ok, sau dacă veți avea prea multă lumină, intrați și dați până la un ISO chiar de 100. Acum îl voi pune pe tripodul la Manfrotto și vom vedea imagini înregistrate cu acest 5100. Hei, Sony 5100! Pe display mi-arată, se vede foarte bine,
urmează să văd când pun în programul de editare. Eu lucrez pe Mac, adică în Final Cut. Acesta este obiectivul kit, un 16-50 cu o diafragmă de 3-5-5-6. Voi încerca un zoom. Oh, oh, Vasile! Ok, este super pentru că mă văd și în momentul în care merg undeva pot să fac un vlog destul de ok. Îl voi testa pentru vloguri să văd cum se va comporta. Ca alternativă am acest DJI Osmo care te ajută foarte, foarte mult. Bineînțeles și ăsta mă văd. Distorsionează puțin, dar este bine așa. Acest action cam mă poate ajuta să filmez în situații care nu pot purta un aparat pentru că este mult mai mărișor, deși acest 5100 nu este mare. Un alt plus îl are că în timp ce filmez se închide display-ul din spate. Am fost și am schimbat un geam la Fiat pentru că mi l-au spart. Săraci! Am pus pe bord această cameră și am filmat scena cum ei au schimbat geamul, dar unul din angajați a venit și s-a uitat dacă înregistrează. Bineînțeles, nu se vedea nimic pe display. Și a continuat treaba. O pot folosi ca cameră de drum, adică o pun pe bord și mi-o registrează exact ca un dashcam. O pot pune sus la furgon și iarăși filmez strada. Sau o iau cu mine pentru că este foarte, foarte comodă. Pentru a face vloguri am cumpărat acest Sony 5100. Pentru că este foarte greu să mergi cu un A7 III. Fiecare un obiectiv mai mic sau mai mare, deci să-l porți după tine, chiar dacă are o calitate superioară în iauzi. Asta e șmecheria la Sony. Chiar dacă are o calitate superioară de video, chiar și audio în cazul în care nu ai la valeră. Cam asta este calitatea care o vedeți la acest Sony 5100. Ar fi bine dacă ați avea alte obiective cum am și eu, dar dacă nu, merg toate obiectivele cu atacul M-mount, adică care merg pe Sony-le full frame. Este foarte bun și acest DJI Action Cam. Foarte mulți dintre voi aveți telefoanele foarte performante și puteți folosi chiar și telefonul pentru a începe să faceți creatori de conținut pe YouTube. Eu l-am cumpărat nou nouț cu 250 de euro. Cred că este cea mai economică cameră video pentru a face vlog. Acesta este audio cu microfonul Rode 210DA. Și acesta este audio care se aude din Sony 210DA. Like! Nu uitați să vă înscrieți la canalul meu YouTube. Un like, un comentariu mă ajută foarte mult. Și în 2023 voi publica foarte multe videouri, nu despre aparatură, despre unboxing-uri și de astea, ma despre autorlotă, cum voi face autorlotă de la A la Z, despre energie liberă, instalație cu panouri solare, chestii, trestii, veți vedea voi. Big like și ne vedem la următorul video. Vă pup și vă iubesc!